Pentru următorul meci al Galei, urcăm în categorie până la 80 de kilograme. Primul sportiv prezentat provine din box și se antrenează la Club Sportiv Miners, alături de Aurel Mineru Pârtea și Alin Tudor. Urcă pentru a doua oară în cușca Heroes, în colțul albastru, Dan Tudoran. Categoria 80 de kilograme cu meciul dintre Dan Tudoran, colțul albastru în această seară, împotriva lui Mădălin Mânzală. Tudoran pentru a doua oară în cușcă. Este un sportiv care provine din box. De la clubul Miners. Și îl vedem pe Minerul Pârtea, cel care stă în colțul său în această seară. Spuneam, a doua prezență pentru Dan Tudoran în MMA. El a mai avut un meci la Heroes în septembrie 2022 și a pierdut atunci meciul cu Cătălin Negoi. Al doilea luptător al meciului provine din lupte libere. Se antrenează la Lex Gym în Buzău, unde îl are ca antrenor pe Florin Stan. Doamnelor și domnilor, în colțul roșu, Mădălin Mânzală! Iată-l și pe Mădălin Mânzală, adversarul lui Dan Tudoran în această seară. Mânzală și el la al doilea meci în Gallery Heroes. Adrian Vătav l-a învins în septembrie 2022 printr-un armbar pe Mânzală. Arbitrul întâlnirii este Cătălin Oțelea. Hai la centru! Hai la centru! Centru! Amândoi știți regulile. Vreau să luptați tare, să luptați corect. Salutați-vă dacă vreți. Chemați la centru cei doi. Li s-au prezentat câteva indicații. Dan Tudoran, colțul albastru, mai înalt față adversarul său, short roșu pentru Dan Tudoran. De partea cealaltă, Mădălin Mânzală, shortul negru, mănușile roșii. Ești gata? Ești gata? Ești gata? Luptă! Start în prima repriză. Cătălin Oțelea a dat startul. Da, câteva lovituri puternice trimise de Mânzală la capul adversarului. Tudoran a încasat acele lovituri, acum răspunde și el bine. Iată croșele lui Tudoran și genunchi acum pentru el la capul adversarului, care încearcă să se ducă după această încenturare, să-l pună la podea și reușește.
un takedown foarte frumos pentru Dan Tudoran, pentru Mânzală, îmi cer scuze. Dan Tudoran acum pe spate, are și o accidentare la ochiul drept. Dan Tudoran încearcă Mânzală, este în garda adversarului și încearcă să lovească la capul lui Tudoran și reușește acest lucru de partea cealaltă, de pe spate, și Tudoran a încercat să-i pună probleme lui Mânzală. Mânzală acum ar putea să depășească garda adversarului, dă spatele pentru moment Tudoran lui Mânzală, care continuă cu aceste lovituri de braț la cap. Să vedem ce va reuși în această poziție. Da, se duce foarte bine cu picioarele și încearcă să-l întindă pe adversar Mânzală. Cred că asta a fost prima sa încercare, să-l întindă, după care să ia gâtul într-o strangulare de la spate, într-un RNC. Continuă să se apere Dan Tudoran și Mânzală îl duce într-un control lateral pe adversarul său. Să vedem ce va face în această poziție. Mânzală, lovituri de cot la capul lui Tudoran, care încearcă cu genunchiul stâng să se apere, să nu lase pe adversar să depășească garda. Rămâne în control lateral Mânzală. Se lasă acum cu greutatea pe adversarul său, încearcă să-l pună pe spate pe Dan Tudoran. Lucrează, lucrează! Tot încearcă Mânzală să izoleze acolo brațele adversarului. Da, foarte bine cu piciorul izolează brațul stâng, dar nu are cea mai bună poziție de lovire și l-a aruncat de acolo Dan Tudoran pe adversarul său. Mânzală rămâne totuși într-o poziție bună. A încercat să se ducă din nou la gâtul adversarului, ia spatele, încearcă să-l pună jos pe Dan Tudoran, care încasează lovituri de la spate. Din nou încearcă să ia spatele acum Mânzală lui Tudoran, încearcă să bage antebrațul, scapă pentru moment Tudoran, care putea să se ridice în această poziție. Asta și face după ce a încasat două lovituri, din nou ia picioarele pentru moment Mânzală lui Tudoran. O poziție în care Mânzală încearcă cumva să îmbunătățească ceva acolo, dar scapă Tudoran pentru moment și încearcă să apropie de adversarul său. Lovituri puternice la cap trimise de Mânzală. Tudoran rezistă, din nou Mânzală se duce după picioarele lui Tudoran. E clar mai înalt Dan Tudoran, mai bun cumva la lupta de la distanță. De partea cealaltă Mânzală foarte eficient atunci când a reușit să-l pună la podea pe adversarul său. Da, croșee larg trimisă de Mânzală, care îl ia pe sus pe adversarul său și îl pune din nou la podea pe Dan Tudoran. Foarte ușor îl duce la podea pe adversar, foarte ușor trece, trecuse în control deasupra, de ce s-a dus din nou în control lateral Mânzală, putea să rămână într-un control deasupra și să încerce un ground and pound, era în control lateral, s-a dus pe partea cealaltă adversarului. Ultimul minut din această primă repriză, 5 minute pentru fiecare repriză. Pune acum presiune din nou Mânzală pe adversarul său. Lovește de pe spate și Tudoran. Este în demigarda lui Dan Tudoran acum Mânzală. Continuă cu loviturile de cot. Dar acum ar fi putut, da, se duce într-un control deasupra, ground and pound. O încercare de a termina meciul înainte de limită, când mai sunt câteva secunde din această primă repriză pentru Mânzală, care nu rovește foarte puternic și nu găsește distanța foarte bună. E adevărat pentru el o repriză excelentă pe care o câștigă, dar nu a reușit Mânzală să-i pună probleme adversarului din această poziție excelentă. Iată, se încheie prima repriză. Să le dăm un rând de aplauze celor doi luptători pentru o primă repriză foarte, foarte spectaculoasă. Avem nevoie să șterge cineva pe aici. Momentele importante
din runda precedentă cu loviturile și încercările de finalizare ale lui Mânzală. Mânzal a și reușit să-l dea, să-l ducă de dor la podea pe adversarul său. Două takedown-uri, o primă repriză câștigată de Mânzală. Mai mult de atât, și o mică accidentare la ochiul drept pentru adversarul său. Să vedem cum va arăta runda a doua. Mânzală, mănușile roșii, shortul negru. Adversarul său, Dan Tudoran, mănușile albastre, shortul roșu. Dan Tudoran încearcă să țină centrul suprafeței de luptă. Câteva lovituri trimise la distanță de el cu brațele. Din nou, serie de brațe puternică pentru Dan Tudoran. Ținându-l la distanță pe adversarul său, datorită alungei superioare, ar putea să aducă victoria lui Dan Tudoran, care acum l-a pus la podea și continuă cu aceste lovituri la capul lui Mânzală. Foarte puternic, da, este final de meci. Victorie repriză a doua, răsturnare de situație. Iată, după ce a fost dominat în prima rundă, Dan Tudoran reușește să-l învingă pe Mânzală în această repriză a doua. Start de rundă foarte bun pentru el. Să nu uităm, în runda întâi a făcut risipă foarte mare de efort Mânzală, care a avut tentative și încercări de a-l finaliza pe adversarul său. A dat greș și iată că a obosit în prima repriză. A venit mai proaspăt în această rundă a doua Tudoran și reușește să câștige meciul. Vedem momentele importante. Victoria lui Dan Tudoran, o victorie foarte frumoasă pentru luptătorul bucureștean. Victorie împotriva lui Mădălin Mânzală în această seară. Iată, victorie în repriza a doua, înainte de limită, pentru Dan Tudoran. Un knockout tehnic obținut de el. Doamnelor și domnilor, învingător în cea de-a doua rundă prin knockout în colțul albastru, Dan Tudoran! Victorie pentru Dan Tudoran, acest meci împotriva lui Mânzală. Victorie obținută înainte de limită. Ok, sunt aici cu câștigătorul, cu Dan Tudoran. Dan, ai trecut prin niște momente de coșmar în prima rundă. Văd chiar o spărtură destul de gravă deasupra ochiului tău drept. Cum ai reușit să treci peste acele momente grele? Pot să spun că n-au fost atât de grele. A fost o singură lovitură care m-a tăiat și mi-a tăiat vederea în ochiul drept, după care nu știu dacă a simțit el sau colțul, dar n-am mai văzut în ochiul ăsta. Și a început să arunce câteva corșe. Am reușit, surprinzător, să ies de la sol. N-a reușit să mă pună și eu, și după care mi-a dat putere minerul și mi-a zis: în runda 2 îl faci knockout. Se pare că e un... nu știu... Cum e să-l ai pe Aurel la colț? Cum e să faci o pregătire fizică? Te-a ajutat pregătirea fizică pe care ai făcut-o cu el? Desigur. Tot ce am făcut aici a fost învățat de el, de băieții lui, de antrenorul care s-a antrenat și el. Deci a fost într-o bulă a minerilor acolo, să spun așa, unde s-a întâmplat tot, toată chinuiala, tot ce s-a întâmplat. Lunile astea au ajuns aici și mă bucur că am reușit să fac asta. Și m-am simțit foarte bine la dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, Dan Tudoran!